Bună ziua și bine v-am găsit. Suntem aici cu Andrei. Ce facem astăzi? Facem bomboane. Da? Puneam pitatea cu Da, punem laptele acolo. Înainte de a începe rețeta, să vă prezint cantitățile. Da. Așa, tati. Aici punem 400 de grame cristalizată. Da, tati. După aceea punem. Punem 150 de mililitri de lapte sau 150 de grame, cum doriți. După care punem 100 de grame de zahăr tost. Și după gust punem ciocolată. Eu am rămas aici o anumită cantitate. Ce facem noi aici? Acesta se prezintă a fiind bomboane cu lapte și cu miere. Deci vom prepara lapte, bomboane cu lapte și miere. Bomboane, tati. Da, bomboane. Tati. Face tati bomboane. Iată, dacă nu știm, avem miere cristalizată prin bucătărie pe acolo rămasă, după un anumit timp se cristalizează. Și ca să consumăm și să preparăm această miere cristalizată, putem folosi și în această rețetă. Cum am spus, avem 400 de grame de miere cristalizată. Adăugăm laptele. Punem laptele. Așa. Ce a făcut tati acolo? A pus laptele. Am pus 150 de mililitri de lapte. Și acum punem zahărul. Da. E bun zahărul, tati? Da. E bun. Iată, punem zahărul. Așa. Și acum amestec, Andrei, amestec. Ia lingura și amestec cu mânuța aia la altă. Ești plin de ciocolată, am înțeles. Și în această cantitate adăugăm și ciocolata rasă. Iată așa. Da, tati, imediat. Imediat te spălăm cu apă. Această cantitate o amestecăm. Da, și Andrei amestecă, da. Deci amestecăm această cantitate și aceste ingrediente și punem pe foc. Da, și Andrei. Poftim, Andrei, amestecă. Amestecă și Andrei. Că facem ceva bun, bun, nu? Ce a făcut tati acolo? E ciocolată. Amestecă, pui, tati. Da, pus, facem bomboane. Facem bomboane, tati, da. Bun, tati. Acum o să punem pe foc. Am adus aceste ingrediente pe aragaz. Acum lăsăm să fiarbă. Să fiarbă până când se va obține o consistență destul de viscoasă pentru a putea fi turnată. Deci ce avem aici? Avem așa, avem 400 de grame de miere cristalizată, avem 150 de mililitri de lapte sau grame și avem 100 de grame de zahăr. Este o rețetă destul de simplă care e preferabil să o facem. Vedem ce va ieși la sfârșit. O să vă arăt și când o să fie fiert și destul de groasă această cantitate pentru a putea fi turnată. Bun, până atunci așteptăm să fiarbă. Când începe să fiarbă acest sirop, va face așa o spumă, de aceea este recomandat să folosiți oale destul de mari pentru cantitățile care le faceți. Ați văzut la ce cantitate ce oală folosi. Între timp am uns o tigaie cu unt. O să vă arăt și tigaia cum arată. Iată, aici avem tigaia pe care am uns-o cu unt.
foarte subțire, în care vom turna acest bomboan, nu tati? Turnăm bomboane? Da. Iată, am ajuns și la finalul fierberii. Aici în farfurie am testat consistența. Iată așa arată după ce este el fiert. Las un pic în lingură și spuma se lasă și după aia vezi consistența. Iată. E destul de gros. Cam atât. Am fiert ca să vă arăt și focul la flacără minimă, cea mai mică flacără de pe ochiul respectiv. Acum oprim, lăsăm să se lase spuma și o vom turna. Oprim focul. Gata, tati. A oprit tati focul și acum așteptăm să se lase spuma și după aia începem și turnăm în tigaia respectivă. Iată, după ce s-a lăsat spuma, arată în felul acesta. Acum o să mă apuc să-l torn. Iată, turnăm acum în tigaie. Da. În tigai toarnă, tati. Mult. Așa. Nu face nimic. Nu face nimic, tati, dar acum e fierbinte. Băiatul n-are voie să pui mânuța aici. Tati pune. Nici tati, că arde, tati. Ia, mult. Deci cam asta e operația până aici. Turnăm în tigaie și vom aștepta să se răcească. Gaie! Iată, continuăm, bomboanele s-au răcit, am scos pe o foaie de hârtie albă, iată, așa arată el. Acum o să-l tăiem bucățele și o să-l ambalăm, da? Deci a fost în tavă amusă cu... Da, bomboane face tati. Deci a fost pus în această tigaie un secund, vedeți, nu s-a lipit deloc. Și aici avem produsul răcit și acum mă apuc să-l tai. O să-l tai cu un cuțit, în anumite dimensiuni, voi vedea. Iată, am ajuns și la final. Bomboanele sunt gata. Le-am tăiat. Aici le-am ambalăm individual. În trecut, așa se făceau bomboanele. Acum forma e în funcție de cum am tăiat. Da, tati. Ambalăm în folie, în celofan, în staniol. Și erau apreciate. Să spunem că valoarea unui kilogram de astfel de bomboane este undeva la 50 de lei în banii actuali. Deci, putem să le lăsăm așa, le aruncăm într-o pungă sau le ambalăm individual, fiecare cum dorește. Un copil primea o bomboană în trecut, o dată pe zi dacă avea norocul. Deci în ziua de azi e mai ușor să te duci la magazin să cumperi cu sutele de grame, dulciuri. Nu erau acum nu sunt așa apreciate, dar în trecut o dat seama că o astfel de bomboană primea doar un copil. Deci, ajungea vreo 3-4 luni de zile cantitatea aceasta de bomboane pentru un copilaș. Bun, până data viitoare, numai bine, sper că v-a plăcut această rețetă și sper să fiți mulțumiți că v-am pus-o la dispoziție. Nu cred că o să fie prea mulți care o vor pune în practică, dar mie mi-a făcut plăcere să vă o prezint. Numai bine, până data viitoare!